Proiectul planului de școlarizare al județului Maramureș a fost înaintat Ministerului Educației la începutul acestui an. Maramureșul va avea în anul școlar 2018-2019 167 de unități cu personalitate juridică față de 166 câte are anul acesta, cu una în plus pentru că se reînființează școala de muzică și arte plastice Sighetu Marmației. Potrivit oficialilor inspectoratului școlar, sunt 301 elevi înscriși pentru următorul an școlar. În ceea ce privește structurile care funcționează pe lângă unitățile cu personalitate juridică, acestea vor scădea la 227 de la 237. Se vor desființa niște unități de învățământ, structuri, și pot să vi le nominalizez. Deci avem la Bontăieni, acolo va dispare școala primară, comuna Șișești. Avem la școala 4 Moisei, care era structură la școala 1 Moisei, va dispare. Școala primară, Oarța de Jos, va dispare, toți copiii vor fi duși la Oarța de Sus. Grădinița cu program normal, Peteritea, școala Ivan Cicov de la Poienile de Sumunte, școala Prizlop de la Bunul Mare, grădinița Remecioara și școala Soliște. Așa, și grădinița cu program normal, Vălenișoncutea. Măsura vine în urma scăderii populației școlare. Populația școlară este într-o scădere dramatică. În ultimii 5 ani avem o scădere la nivelul undeva 10.000 de elevi cuprinși în preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional. Prin urmare, populația școlară fiind în scădere, avem și 43 din cele 76 de UAT-uri, 43 de UAT-uri cu mai puțin de 300 de elevi. De exemplu, avem Poiana Botizii cu 52 de elevi pe toate nivelele de învățământ, preșcolar, primar, gimnazial. Reprezentantul inspectoratului școlar a mai arătat că se dorește susținerea învățământului profesional și tehnic, în special în zona Ruscova-Poienile de sub munte, dar întâmpină greutăți cu agenții economici. Aceștia nu prea există în zona, iar în absența lor nu se pot organiza astfel de clase și de aici până la abandonul școlar nu mai este decât un pas. De altfel, zona Ruscova-Repedea-Poienile de sub munte este una vulnerabilă în ceea ce privește abandonul școlar.